Ok, draugai, na čia stei FreeTalk, Cool, Stoliar Giorgie ir Bodajano Sergio. Nurog, Stoliar. suntem la el în București și eu vreau, adică eu vreau, noi dorim ca, într-o fel oarecare, eu am niște întrebări așa care să-l discodesc, poate și el are pe parcurs să apară niște întrebări care să mă discodească și să iasă perle din gura noastră. Dropping bombs. da, este dropping bombs cu Bradley. Poate să este primul tip de broadcasting care noi vrem să-l facem. Să zicem, Știi că da. și Micuța a început broadcasting? Din... Nu, da, bravo lui! În <laughs> toamnă a început broadcasting <coughs> și asta e o nouă direcție. Formă. Da, formă de interviuri și în general content pe YouTube. Păi mă uitam și asta... Logan Paul, nu știu dacă... Da, el ai tot și-a luat utilaj mai tine de vreo 100.000 dolari. Da, au făcut un studio și interesant că... Adică gen el de pe publicul care îl avea probabil până în 20 de ani, care mai mulți uitau mm -hmm. la el. Și acum el practic se reorientează spre un public mult mai vast. Adică, de exemplu, când am început să-l văd pe Cardon acolo sau chiar și Dan Penea. A fost la... Au fost acum, am, am dat de un video unde el a fost acolo. Adică asta deja îți trezește interesul să la video de genul. Mm -hmm. Și am văzut că foarte mulți care erau influencer cândva, acum deja încep să fac chestia asta cu broadcasting, cu podcast și interviuri de genul și mai parți. Mulți adică, cred că în zona asta mai, Ca în Rusia asta de mult se face. Da, doi faci de mult interviuri. Și Dar el interviuri mai mult, nu chiar broadcast, broadcasting. Gaz, tot așa. A, nu știu de gaz. Este care e basta, cum o cheamă Vasea, cum acolo. Basta, nimic nu cet el? Da. Face Da. Gran Cardon și-a făcut ea acum, Da, dar Gran Cardon tot s-o coate el era și TV show și mai multe chestii, adică practic era mult mai dezvoltat pe tema asta. Mie mi <laughs> este curios un lucru. De ce tu ai încetat să mai postezi video pe canalul tău de YouTube? Din punctul meu de vedere, noi când ajungem, în, în general, omul dorește să, o, oamenii ca noi doresc să aibă influență. Mhm. Uh -huh. Așa uh -huh. YouTube-ul acum este calea cea mai puternică sau una dintre cele mai puternice că e de influență. Probabil, nu știu. Cresc foarte mult stau acum pe YouTube. Da. El este al doilea, se site sau al treilea din lume? Eu parcă am impresia că acum deja piața este supra-saturată de influencer, de, de, de influencer, vloguri, da. de, de vloguri, da. Nu știu, adică genul mi se pare supra-saturat chestia asta. Dar oamenii se duc pe YouTube și acum YouTube-ul devine noua universitate. Oamenii învață pe YouTube. Cu orice n-ai vrea. Oamenii învață matematica pe YouTube și ei învață business pe YouTube. Ei învață cum să croșetezi, ei învață când cum să Când te mai întreba cineva, sau asta e curiozitatea Pur da, și simplu, eu zilele este stătem și mă uitam la videourile mele. Mie, în general, îmi plac vlogurile care ies să mele. Și eu mă uit uh, ale mele. Eu mă uit mai multe ori la dânsile. Mm -hmm. Pentru că mie îmi plac. Adică eu, parcă, informații... În general, eu când am pornit canalul de YouTube, a fost că eu mi-l fac pentru mine. Da. Adică eu vreau asta să mă documentez, asta e viața mea. Asta eu gândesc la moment, asta îl transmit oamenilor. Asta e doar un bonus cu oamenii primesc informația asta. Uh -huh, uh -huh. Dar eu ne fac pentru mine. Și mă uitam și totodată, într o seară mă uitam la vlogurile tale, și mă uitam la mai multe la rând. Uh -huh. Și zic de deci ce e așa de scurte când ele sunt așa de bune. Scurte? <laughs> da! Ideea e care? Că ele sunt scurte pentru că, cum drept ai zis, scurte și bune. Dacă să-l faci atât de bun, necesită foarte mult aranjament videografic și cu muzică și cu sound și cu nu știu ce și chestii de genul, dar adică asta solicită foarte mult timp, unul la mână, doi la mână, trebuie să filmezi într-una. Secvențele astea scurte, când tu spui ceva, o experiență, tu ai avut, de exemplu, control și tu ai făcut o concluzie. Uh -huh. Iată, nu de mult ne-ai trimis video și au fost secvențe aceea în care tu povestești cum privești problemele în cadrul restaurantului și cum privești toată mașina aceasta, da? sub formă de o mașină. Da. Iată, informația asta tu puteai să o faci într-un vlog. Într vlog. și să o pui. Și atât secvențele este, poți să le ieși mai, mai okay, lungi. Ok, dar uite, noi acum am spus o uh, minut în urmă că deja este supra-saturat cu vloguri. Tu crezi că să mai merit noi să facem acum vloguri? Hai să mă pe de altă parte. Este supra-saturată de vloguri <coughs> care, vor, care pun de tipul uh, prankuri, tipuri, uh, nu știu, distracție, mm. dar vloguri în care omul care... Educație. Da, nu cât e educație, dar experiența lui care este actuală, iată, tu deschizi restaurantul sau tu l-ai deschis sau tu îl gestionezi. Și această experiență nu pot să o găsești, nu știu dacă mai găsești alții care să spun real, iată, ca să deschizi restaurantul, primul lucru care trebuie să-l faci, eu nu știu, de exemplu, care e primul lucru care trebuie să-l faci, să găsești locația, poate, dar cum ei deciziile este așa. Pentru cineva poate este curios lucrul acesta. Câteodată tu gândești dacă, hai să zicem concret despre un restaurant. În cazul tău ar fi poate nu știu, un business separat. Sau... Asta este interesant pentru un public foarte, foarte îngust de oameni. Adică până la urmă, care-i scopul totul? Să faci asta ca să tragi cât mai mult popularitate? să te urmărească oameni sau pur și simplu ca un, o nișă foarte îngustă de oameni să te urmărească. Pentru că fii, fii sincer că atunci tu când deschizi YouTube și când tu vezi că ai 20 de vizualizări sau ai, nu știu, 30 sau ceva de genul, adică tu mai ai motivație atât de mare să faci un vlog în care să... Eu, da, eu mă uit zilele este, m-am uitat la mine pe vloguri, pe, pe, vlog, pe canal. Eu am 53 de abonați pe Rodolf. <laughs> <laughs> Dar uh, sunt video care, uh, video cu interviul cu mama mea are vreo 700 de vizualizări. 700 de oameni, dintre dânsi, poate s-au uitat, să zicem, numai 15 sau 20 de oameni s-au uitat la tot interviul. Iar mm. Iată, profesorul meu universitar s-a uitat la tot interviul cu mama. Mm. Uh, și el, până la urmă, nu a memorat numele mamei. <laughs> Dar lui a fost interesant. Și până la urmă este ideea asta că începutul întotdeauna nimeni nu te cunoaște. Mm -hmm. Dar dacă nu începi niciodată, nimeni nu te cunoaște. Da, așa asta e drept. Aici mai este și ideea că dacă vrei să pornești, iarăși am zis, asta îți consumă foarte mult timp. Hai, de exemplu, să luăm real, uite, eu dimineața ies de acasă, plec la muncă. Să zicem că în timpul zilei tu ai când să filmezi, da? Adică ai avut o situație, pac, ai filmat, ești în mașină, mergi spre un alt oraș. Tu iarăși te filmezi, tu ai când să filmezi informația. În sine montarea iarăși îți solicită timp, știi? Dar eu, de exemplu, am încercat vreo două ori dau cuiva să, se monteze, nu mi nu-mi place ce Adică persoana nu simte momentul gen... De exemplu, tu când te uiți la videourile mele, tu simți că muzica, tonul, anumite da, da, cadre... Tu le așa fel cum perfect, tu în capul tău și cum îl crezi că ar trebui <coughs> să fie. Și asta, nu știu, și iar, adică montarea ție foarte mult timp și tu să le pui pe toate în calculator după care să slip...

Miliardar, care? care, ce? care ei au ajuns bogați și pe urmă a realizat că au făcut greșeala de a nu porni canal de YouTube mai degrabă și l-au pornit. Vezi că la ei și Întotdeauna, nivelul ei ră... e mai interesant, adică nivelul lor e mult mai avansat, e mult mai avansat, e net avansat. Să, zicem, zi. că tu, să zicem, că tu, zicem tu în 2 ani ajungi la, ajungi la 10.000 de abonați, în 2 ani. 10.000 de abonați, 10.000 de oameni care s-au abonat și au pus conștient. Ok, dar scopul stai. Uite, noi până la urmă, să zicem, când vrem să facem chestia asta pentru bani. Nu vrem să ne facem milionari din YouTube, da. Noi bani nu faci bani. Da, nu adică zi ca, ca să fa faci bani, bani din YouTube, trebuie să fii un fel de Logan Paul sau nu știu, al de ăștia care au câte un milion de view-uri pe, pe video. Măcar că el are 7 milioane, am văzut la unele. Și atunci scopul e care? Că să faci video-urile date? Influență. Influență? Da. Întotdeauna când oamenii ajung că cunosc, nu cât cunoscuți, dar au bani, și tu vei ajunge să ai bani. Asta tu vei dori să ai influență. Și unii o să o fac pentru o metodă, alții prin altă metodă, dar dacă tu ai canalul de YouTube, asta e încă o metodă prin care tu poți. La, la momentul YouTube, poate peste 10 ani, când TikTok. Vei, vei ajunge să fii bogat, va fi altceva. Da, probabil. Mulți influencer și din ăștia care au observat în o perioadă. Își crește un pic popularitatea pe YouTube. După ce deodată își face brand. Brand linii de haine, linii de nu știu ce. mm -hmm. Adică și începe vinde chestii. Adică au fost o perioadă influencer și au crescut publică și după aia își face brand și au împinde pe cale de Video. Eu zic că tu trebuie să pornești înapoi și soluția la că ia mult timp de montat și aia asta, poți să faci un alt format cumva. Ceva care nu weekly vlogs, poate o altă variantă. Dar odată o dată săptămână să faci un video pe săptămână... Da, nu e așa de mult. Mă rog. Și tu poți dacă... Cum s-ar zice, trebuie găsit soluția, nu scuze. <laughs> <laughs> asta l-ai luat de la mine. <laughs> Da, Probabil. Nu, nu, nu de am spus. <laughs> Dacă așa și este, în genere, în viață. Probabil, momentan, nu-i văd atât de, cum să zic, aplicabilitatea. Poate nu cu aplicabilitatea, mm -hmm. dar Rostul. Rostul generește. Dar când ați mai vezi mine că eu am mulți abonați, a putea să zici că aici n-am început și eu. Ți-mi minte când era și trebuia să pornim 60 secunde cu Stolia și Buda. Băi, nu mai aduce aminte eu, dacă sincer, mă nervez. Când noi trebuie să mai începem și Star Kebab în 2014. Da. Da? Da. da. 2014 și n-am mai început. dacă începem atunci Star kebab precis. Era de succes și n-ai Da, să... eram foarte departe și încă pe piață, în afară de Cambă, nu era nimeni. Da, era numai Cambă. Da. Și noi pe atunci deja aveam idei cu kiosaki, cu nu știu ce, și așa mai departe. Noi dacă atunci începem să facem eventuri în care nu noi să fim speakerii, dar noi schemăm pe cineva care să fie speaker. Pentru că în dată după aceea, peste vreo jumătate de an, două, trei luni chiar, au început alții să fac exact ideea noastră. Și dacă ți-aduce aminte, noi odată eram la un meeting de al nostru. Nu știu dacă ți-aduce aminte, da? Eram acolo și am zis că dacă noi nu facem asta în jumătate de an, la sigur cineva -o, o să da. înceapă. Și a fost chiar și mai devreme. Adică noi, iarăși atunci, nu ne am retat cum trebuie. După care, dacă 60 de secunde, asta a fost și mai devreme. Da. Și atunci era perioada când te gen prancuri și nu știu și așa mai departe. În genere nu era tare cine știi, Atunci și... era, Vezi că...

când noi am vrut să facem eventuri și noi primul ne-am dat seama că trebuie să chemăm speakeri, persoane sau speakeri de talie mondială care eu mă gândeam că niciodată în viață nu ar veni sau pentru ce bani ar trebui să vină în Moldova, ei pe au început să vină, că te leac, te vine. Și la un moment dat, în general, m-am uitat, în timp de un an de zile, piața a fost atât de supra-saturată de eventuri, că deja îți de seama, băi, se să adică... What the hell? legat de elementul ăsta de viteză, cum înainte era că informația asta înseamnă bani, dar acum că tare O paruk idėja, mm. tai yra burėpilį, nes pirmai ka... jau šorakumasai... faci reclamă, ce fac Facebook și toată ideea ta de nu o, o poți reclama. Da, trebuie și reclama să fie, știi. Eu am avut... Uh, cum, am un băiet care și face și matematică la mine, el vrea să deschidă o afacere, birou de traduceri. Mama și tata lui se ocupă cu birou de traduceri, uh -huh. adică mama mai mult. Și el vrea și el birou de traducere să traducă, să deschidă, pentru că el știe cum are loc aia asta. Și ne-am pus, noi am discutat, am vorbit, am vorbit și el dorea tocmai în august cumva, știi, să deschidă. să mai treacă trei... Da, și eu zic, uh, cu cât mai mult timp pui pentru a deschide, cu atât perioada asta e mai periculoasă, pentru că tu în perioada asta așa de multe idei să ți vină altele, pe asta s-o contra argumente, da. Da, contra argumente și asta s-o abandonez. Deci am spus, cel târziu în, martie, cel târziu mai deja trebuie să ai deschis oficiu. Dacă nu e de succes, măcar știi că asta nu merge și trebuie să deschis altul. Reîntorcându-mă la idee cu ce am zis anterior, că am avut mai multe idei care am fi vrut atunci să le implementăm și am întârziat. După ce am trecut noi de perioada aia, eram la chirie MD, am vrut în mod foarte serios să mă ocup de interviuri, gen Iuri Vdut, dar eu nici nu știam de Iuri Vdut. Așa, adică... Păi că tot spune de lucrul ăsta. Da, că eu mă gândeam atunci, avem o listă întreagă de oameni, vreau chiar să încep cu Ruslan de apucană. Și eu aveam chestii de genul, aparatură, am găsit de la cineva, am găsit aparat foarte profesional era gen foarte profesional. <laughs> profesional. Da. Adică foarte bun aparatul. Și doar trebuia să fac chestia asta, știi? Dar de ce n-ai făcut? Doar? Nu știu, n-am... Nu pot să explic. Dar da, eu în mintea mea vizualizam ca așa, că nu știu ce ești. Nu știu cine. Și era ceva care... atunci dacă pornim chestia asta, eu cred că avea succes ceva de mare. Cu siguranță. Dar chiar și acum, uite în Chișinău, nu, chestia asta nu o faci nimeni. La nivel profit, gen așa, să fii mm -hmm. gen cu setup-uri, nu, este cum au început doi galbeni, un vlogger care se ocupă mai mult politic. Și este Alexandru Bordea. Știi Bordea? Da, ideea care dacă era ceva profi și super atrăgător și așa, la sigur chestia asta era să buhnească internetul cel puțin în Chișinău. Pentru că Chișinău asta și este Moldova. Și plus la asta, auditoria nu e atât de mare încât nu era asta să afli. Pur și simplu, iată, interviurile de <coughs> tipul meu eu măr mai mult pe bază de antreprenoriat, nu chiar așa de larg tot, tot încă la moment. În baza asta de antreprenoriat, facere, business, sfaturi, de felul ăsta, e tare greu tare greu să câștigi audiență. Păi de asta o Spun că, nu că, da, de asta și zic că dacă persoana care era să facă asta la nivel calitativ, pentru că aici și ideea, că tu nu trebuie să faci doar curat business, cumva trebuie să combini chestia asta, să fii entertainment da, și... Da, cumva aici. trebuie să fie aici niște chestii care să te ajute să faci mai diversificat chestia asta. Eu altceva să mă gândeam, băi uite, se pare că totuși una din ideile care noi le-am avut cumva o să ia viață. E deja o la viață, dar tu nu te gândești la chestia asta, bine asta nu Eu poate mă intuiesc nu numai. Mergeam noi pe viaduct, din spre mall, spre centru sau invers, nu mai țin minte cum era. Și noi am zis despre Logos Group. A, nu, eram, eram la gara Feroviară. da. Și când am văzut clădirea pe stânga, dacă se da, nu știu. care și mai din caramid, nu știu dacă mai făcut-o. Și am zis că, băi, crut ar fi să avem o clădire de genul, în care să fie foarte, foarte, foarte multe săli de, clasă. Săl de clasă și ideea noastră atunci era ca să facem uh la fel gen școală, logos, da, adică de la cuvântul logos, cuvânt. Da, cuvânt și totul la noi era perfect atunci am minte chestia asta, știi? Și uite, uh -huh. noi azi, sau când ieri am vorbit cu tine și tu spuneai că deja te gândești poate la anul deja cât e clasa 50. Ai? 50 de clase 50 de, clas. Adică asta e fucking alat, adică e mult, știi? Da, asta este un etaj întreg al unui centru <coughs> de, de oficii. Și o sper și undeva n-am că să țin în ca să ca să realizeze chestia asta. <laughs> <laughs> și de ce nu poți să dai și denumirea Logos Group? What the fuck? <laughs> 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 nu, pentru că eu actual am trei domenii sau trei, fil, trei, firme care vor va trebui să le realizez cumva. Este bacalaureat.media, matematica.media și examen.media. Și pe urmă le bagi sub și un și sub un holding, Logos Group. Why Gândește că dacă vrei să extinzi chestia asta și aici în România. În România, apropo, ne lansăm deja în 2020. În toamna 2020 noi suntem în România cu grupe pregătiri bag la zero. Așa că don't miss it. <laughs> da. <God damn> it. <laughs> da. Deși eu deja de anul acesta pregătesc <coughs> și văd cum merge piața și experiența care va fi însă. Mie deja îmi place. Știi, să iei de la zero, el nu știe, aproape că nu știe adunarea numerilor. <laughs> Mm -hmm. Grešė iš tiesa, du, ne, minus 3, minus 4. <laughs> <laughs> What kind of cosmos is this? <laughs> <laughs> aduce... Apropo, jau kret, kad aš putėjau, Vatsan, in kad tieva minutis, spotsvačiai, operacelės. Jau žinau, kad tu 4 plus 3 spotsvačiai. <laughs> dar jie te 4 minus 3, spotsvačiai e 1, dar 3 minus 4. Minus dar minus 4, minus 3.

Uh -huh. Minus mulțit cu 2, care e cu plus, îți dă rezultat negativ. Uh -huh. <laughs> Dar uh -huh. dacă mulțești 3 cu minus 100? 3 cu minus 100? Minus 300. Minus 300, vezi? Același lucru, adică minus. Dar dacă... Da, uite, vezi că chestia asta, dacă, dacă, o transpui în aplicabilitate... În business am băgat-o deodată, m-am gândit la PNL și mă gândeam cum merg celulele, știi? Da. Și deodată, adică fără să mă gândesc mult, atâta minus atâta și... Da, iată levio eu am învățat așa cu bilot acolo jos și ai minus 4 bală, minus 10 bală, știi, și spun dacă ai minus 4, minus 12 și câta să fie minus am învățat matematică așa. așa așa învățat, mi-e mijlocit așa. Nu înțelege altfel. Eu am întrebări încă. Ia Bă, mă vezi? Bă, mă vezi? <laughs> vă milioanele acasă! Tu astăzi m-ai întrebat legat dacă am <coughs> tracking la partea mea financiară, la banii mei. Da. Întrebarea este și pentru tine. Da. Tu duci tracking și duci... Da. La fiecare, fiecare leu. bănuț care se duce și vine și ce cheltui? Cum? Deci faci nu fiecare, nu fiecare bănuț, dar fiecare leu. Cum? Adică cum gestionezi banii tăi sau cum, îi, cum duci record? Cum e, cum e în română? Urmărești. Urmărești veniturile da, și... Cash călire. control. Cash control. Da. Cum Așa se numește aplicația Cash control. Și foarte simplu, tu tot ai folosit-o, nu? Cash control. Eu am folosit-o și pe am lăsat din lăsat. De ce? Da, nu știu, parcă... Băi, pe mine mă ajută foarte mult, sincer. Eu, eu, o perioadă, mie mi-a spus plămădeală din nu o folosim pentru că parcă nu găsim, nu știu cum să zic, nu, nu, nu găsim într foarte mare utilitate și mai departe. După aia am văzut că eu într-adevăr nu-mi cunosc starea mea financiară. Adică gen bun, tu știi că tu ai încasare pe lună, tu ai X bani. Dar concret pe ce tu anume ai cheltuit banii, tu, tu, nu poți să-ți dai seama. Păi și... Da, este sigur. Da, și asta este o chestie foarte nasoală. Atunci tu când duci lună de lună toată evidența de bani, tu poți insta pentru luna viitoare să-ți faci un plan Tu poți instant pentru luna viitoare Să te abții de anumite chestii Tu poți instant să-ți faci o analiză în spate și să te uiți pe haine am cheltuit atâta, pe mâncare atâta. Și se pune întrebarea, dar de ce eu pe mâncare, de exemplu, în luna aceea am cheltuit mai mult? Poate tu produs mai scump pe cumpărat, poate asta mai scump. Bine, eu acum vorbesc la un nivel foarte, cum să zic, de început. De început, dar dacă cash control poate fi folosit, nu știu, și la ceva mult mai mare. Dar pentru familie, pentru așa, cash control este foarte util. Și eu consider că orice familie, cel puțin dacă tu ești într-un cuplu, tu nu ai trebuie să ai cash control. Pentru că eu m-am învățat deja de două luni să fac și planificarea Financiară. Și vreau să zic, de când am început să-mi fac planificarea financiară, eu am început să mai am minus. Adică să nu intru în lună nouă cu minus. Pentru că eu știu aproximativ pe care domenii și cât trebuie să cheltui. Eu încerc să nu sar de suma aceea. Și eu, de exemplu, dacă în 15 zile eu știu că trebuie să cheltui suma asta, eu nu mă arunc deodată din primele două zile să cheltui toți banii. Pe mine asta foarte mult mă ajută. Și eu, de exemplu, eu plăcere și pentru oi, că la sfârșit de lună ai deschis cash controlul, ai deschis toate rapoartele și te uiți. Adică Bun, pe asta atât, pe asta atât, pe asta atâta. Plus, cash control este foarte util. De ce? Pentru că sunt mai multe chestii care poți să le faci în el. De exemplu, ai dat niște împrumuturi, la fel poți să le bagi acolo. Ai luat tu niște împrumuturi de la cineva, la fel le bagi acolo. Tu, în timp real cât restitui banii, tu nu bage bagi acolo, restituit, atât, atât, atât. Și este istoric, și dată, pui comentarii. Adică poți să faci, nu știu, o categorie de saving, poți să faci sunt foarte multe chestii care sunt utile, știi? Mie personal îmi place să am chestia asta în timp real, să mă uit, să deschid să văd uni z bani mi <laughs> Where is my money? Da. Eu știu că Cardon spune. Că să mă... mă concentrez pe da. income. Pe pe income. Dar, uh, izvini, unii s-au Cardon și nu suntem noi, ăștri, Adică noi nu suntem la nivelul... Ok, eu, eu încă mă țin de fapt că să măresc uh, veniturile mele. Adică cât mai mulți bani să vină. Uite, eu sunt de acord cu ideea că noi trebuie să ne concentrăm pe venit. Dar concentrarea pe venit nu a anulat uh, înregistrarea cheltuielilor. Și aici sunt foarte mulți guru care spun că trebuie pe asta accent, că trebuie pe Bodoșofer spune că trebuie să duci evidența cheltuielilor și doar din economisiri și așa mai departe poți să-ți faci saving-uri și chestii de genul. Dar adică, nu ai cum, nu, nu văd eu cum. No, legat de Grand Cordon, el spunea elementul de savings, asta e 40% din, din banii care vin. Asta ar fi perfect, 40% să-i pui deoparte. Păi dar nu cred că ai cum, tu gândești că în state, Știu. În state 40% sunt doar taxele și tu dacă mai puni 40% saving da, ci, chiar, așa zice, și 20%, 30, mai cu 30. 20% da, eu așa se spun. Dacă vrei să ajungi multimilionar tipul, pentru el, milionarii care au un milion de dolari, 2, 3, 4, 5 până single figure. Da. Ei sunt doar middle class, nu middle class. Da, da, da. Adică chestia asta de nu, nu este o noutate. Un milion de baxuri asta e ceva simplu, știi? Da. Acum ăștia 20 de ani cu youtube la ei un milion de baxuri asta e ca plună, știi? Da. Și el spune dacă planul, adică game changing, ceea ce schimbă în general, este atunci când tu pui o sumă fixă de o parte. Jim Roth, fondatorul la Herbalife, el spune că 10% ce pui de, -o parte. Pui de -o parte pentru reinvestiții. Băi și uite, noi aici despre ce vorbim? Noi aici vorbim despre tine ca o persoană fizică care tu ai un salariu și banii pui deoparte. Ori vorbim despre firma ta, ori vorbim despre faptul că tu ai scos niște dividende dintr-o firmă și dividendele cele tu le, le, împarți în felul dat. Adică cum? Până la urmă ce avem în vedere? Și rot și cardon și toți alții. Nu e venitul firmei, e venitul tău personal. Dacă vorbim de administrarea firmei, acolo cred că sunt alte reguli. Dar venitul personal, dacă tu scoți din firmă ca bani, o, o sumă care de bani, da. scoți sau primești salariu. Jim Ross spune 70% faci ce vrei cu dânșii, 10% îi dai binefacere, 10% faci savings, dar încă 10% am uitat. Nu e vază, undeva eu. <laughs> da, dar nu cred că deja mai este atât de actual lucrul ăsta. Cât bani ai acum? <laughs> Dacă tu duci de recordul și... Nu vreau. Ha -ha vreau. Hai deschide să vedem actual pe luna asta. Dar nu vreau are. să comentez ce vreau. Eu pot să arăt, dar doar pentru tine să vezi într-adevăr că eu duc asta. Dar nu vreau să comentez, să pui în voce. Promiți? Hai. Nu spui în voce. Nu spun. Ok. Cash control. Asta sunt cheltuielile, da? Și poți să te uiți că chiar astăzi am băgat, da? Deci eu duc. Poți să vezi și la total available loans, adică ce împrumuturi sunt pentru investiții, curent în portofel, cât sunt și așa mai departe. În mare parte eu am văzut că la mine, spre sfârșit de lună, poți să am o diferență de maxim 50 lei. Mm -hmm. Adică nu pot să-l dau de cap. Pentru mine a fost foarte greu să mă învăț ca în, minut, în minuta în... când eu am cumpărat ceva, atunci îți bag cheltuiala. Și asta nu e greu. Noi oricum stăm cu telefonul ăsta în mână într-una și mai ales eu cu cu mii de cu lucruri și așa mai departe. Adică eu oricum stau cu el mereu în mână. Plus că gândești că eu în mare parte să le fac cu telefonul, Apple Pay. Fac, am pus și imediat nu m am ridicat, am dat slide în sus, am deschis aplicația și am băgat o și atât. E o întrebare care minimă e văd că eu am întrebări. Întrebare de tipul dacă citești sau nu. Nu ți-am minte că n-am citit ultima dată. Și întrebarea <laughs> este de ce? Eu tot nu citesc. Pentru cineva care aude, poate îi spare că dacă ăștia doi nu citesc, înseamnă că ei se de tot într-un fel oricare. Adică omul care nu citește nu poate să fac ceva serios în viață. Eu mă informez mult din YouTube, ascult interviuri și ascult cărți audio sau ascult niște informații care mi mai ușor așa o procesez, în timp ce eu conduc, eu ascult din mijlocit. Da. Chiar bucăți din training le ascult. Nu știu, la mine altfel merge procesarea legat de citit. de ce? De ce nu citești? Nu citesc pentru că deja parcă nu este atât de interesant să citesc. Aș vrea parcă anumiti cărți le citesc. Mai mult poate de care din generație în generație sunt cărți bune. și așa mai departe. Adică pentru cultura generală. Doar din astea cred că aș vrea să citesc sau ceva de genul. Dar eu personal cred că noi trăim în era când deja video este video și audio. Dar în special video este foarte, foarte dezvoltat. Și atunci eu pe mine mă prind la idee de multe ori, datorită la chestia asta cu multitasking, eu am observat, eu de exemplu, fac penal sau fac DDS sau fac, nu știu, mă ocup de niște facturi sau chestii de genul. La mine undeva pe fundal trebuie să bodogănească niște informații. Am mai auzit uh, businessmeni multimilionari și multimiliardari care spun eu trebuie să-ți ocupi creierul, practic mereu, cu informații care știi cât zidește partea ta în care tu vrei să te dezvolți, ca antreprenor, ca chestii din caracter și mai departe. Dar eu aleg să mă uit la video, aleg să ascult informații, lecții întregi pe anumite teme care mine mă interesează. Partea cu video și partea cu audio de deci ce este foarte bună pentru că tu concret alegi tema pe care tu vrei să asculti informația. Așa. Tu nu ai foarte mult bla, bla, bla. Ăștia care sunt chiar buni e chiar sunt foarte comasată în informația care o dau. Nu știu, poți încerci să încerci să, și să tu să poți face chestia asta. Ce Dacă adică? asculti în background uh, informații când te de ceva la calculator sau chestii da? Eu când conduc ascult foarte mult. Dacă am de mers prin oraș, adică câteodată eu, eu nu merg cu mașina peste tot. Dacă Aha. am de mers 2 km, eu uneori merg pe jos. Da. Și îmi pun căștile și eu ascult mm -hmm. telefonul Buznar și ascult. Când lucrez, eu nu pot pentru că eu, dacă lucrez atunci eu mă concentrez pe cifre foarte mult. Mai ales câteodată trebuie să compun probleme. Da. Eu le, le creez pe loc știi? Uh -huh. și nu pot să, să ascult. Iar dacă introduc anumite plăți sau fac anumite schimbări în tabelele care lucrez, uh -huh. eu le schimb și eu n-am drept să greșesc în formulele de acolo. Uite, mi-a venit o întrebare în cap și vrea, aș vrea să, să pierd. mă pierd. Mai straniu un pic. Tu cum consideri lucrurile în viața ta sunt în plan? Pentru că la moment potrivit s-au deschis ușile potrivite, sau că tu ai depus mai mult efort și ai împins în, în direcția asta, sau cum vezi că parcursul vieții tale s-a desfășurat și ce s-a întâmplat și foarte mult merge creierul meu pe bază de, de cine sunt influențat, părerii de rău. Adică, a fost o perioadă în care eu nu eram conștient că eu aleg de acea persoană să fiu influențat uh -huh. și eu mergeam influențat informația care venea, eu eram influențat, Iată, doream într-un timp să devin uh, misionar și pastor. Da. Pentru că eram influențat de cineva, da. dar eu n-am ales să fiu influențat de el. Ok, și acum cum sunt? Să... Dar odată ce eu am mers la facultatea de matematică, eu acolo am crescut așa, așa mult că eu deja alegeam la ce profesor să-l ascult și care nu. Uh -huh. Și de acolo mi s-a pus elementul ăsta că eu uh, încep să aleg informația pe care să o ascult. Deci la un moment dat tu practic alegi, nu ești informație. Da. Dar cum crezi? Dacă oportunitățile spus, da. se deschid de la sine sau pentru că așa se întâmplă în situații concrete? Sau tu crezi că tu da. mai mult faci pentru asta? Dacă vorbim de școala de matematică, eu nu doream să lucrez la construcții. <laughs> Toți mă întrebau ce poți face. Și eu zic eu pot săpa, eu pot să ridic cochileț, dar eu nu nu vreau locul să lucrez să o fac. Okay. Și am pornit și practic era eu pot face matematică, înseamnă că am să fac. Dar ușile se deschidă sau de felul ăsta este mai mult că este elementul acesta. Dacă eu sunt pregătit de ceva, la mine apare oportunitatea. Iată așa este întotdeauna. Dacă eu dacă am studiat ceva, am citit ceva interesant, apare și persoana care să-i sp pot spune lucrul ăsta. Uh -huh. Dacă eu am învățat un lucru, un exercițiu, apare și elevul care să-mi pun întrebare despre asta. Okay. E okay. ceva straniu. La... Și practic e legat de experiența ta care tu ai adunat-o în ultima perioadă și... Da, reiesc că eu văd lucrul acesta și eu chiar cred elementul ăsta că eu cât mai mult am să cresc ca persoană, nu cât caracter, dar cunoștințe și om în mm -hmm. întregime, să fiu mai inteligent, mai ager de minte, mai puternic, atunci în viața mea vor apărea și oportunități mai mari. E direct proporțional. Mm -hmm. Cât sunt eu de inteligent și oportunitățile care le, le am sau ușile care se deschid. Mm -hmm. Bun, ești gata să spui la public larg care a fost cel mai dezamăgitor moment din viața ta? Și care a fost cel mai high level, încurajator moment? dezamăgitor moment din de viața mea? Eu nu cred că este de religie legat, dacă poate aștepta de mine asta. Nu, deloc. Confessions, brother, confessions. da, <laughs> știu. Băi, și confessions nu am vrut să fac. <laughs> Dezamăgire? dezamăgire majoră. Este o, o dezamăgire, dar eu nu pot să, nu știu pe cine să-mi vinuiesc aici. Dar nu trebuie să-mi Eu E un fel de... Dezamăgire legată de... dezamăgit în general în viață, să zicem așa. Cum s-a petrecut în viața mea lucrurile. Nu faptul că cineva o influențat aia asta, s-a făcut lucrul ăsta. Dezamăgirea majoră este că eu fiind în clasa 10 -a, a 11 -a, iată aici clasa 11 -a, nu a fost nimeni care să-mi spună că se poate de făcut bani simplu, legal, frumos și să încep atunci ceva să fac uh, afară. Okay. Clasa 10-11, cel târziu a 12 când era momen momentul acela, trebuia cineva, pur și simplu să fie mai insistent, aș fi vrut ca în viața mea să fie ceva de tipul să mă influențeze, eu fiind lăsat să mă influențeze dar așa fel ca eu să cresc și să merg în domeniul de afaceri, uh -huh. Și să încep să iubesc cititul mai mult. Că atunci video nu era tare dezvoltat. Ok, da. Să iubesc cititul și să mă merg în direcția asta. Pentru că atunci m-am s pornit Apple, începea să ia, -ia avânt. Uh -huh. Și dacă eu porneam în domeniul acela, trebuie pur și simplu dacă deschideai un magazin de Apple, noi acum eram Darwin. Eu acum eram Darwin. Yeah. Practic, așa, tip. Adică atunci a fost oportunități cel mai bun și asta e cel mai mare regret că în perioada 2008-2009 eu n-am făcut nimic. Adică eu zburdam ca un vițel pe, pe un câmp pe altul păi, și nu făceam nimic. Și mică, uite, interesant, comprean. eu stau și mi-aduc aminte. Uite, exact aceeași perioadă. La sigur că noi avem foarte mult în comun și nu știm de atâta timp și așa. Și numai noi știm cum mâncam cățca de pâine la, <laughs> la colegi. Dar ce vreau să zic, exact în perioada aia, 2008-2009, mi-aduc aminte foarte clar momentul când noi în weekend mai încercam să mai facem bani, știi? Și atunci am dat peste cineva care avea obiecte prin oraș și lui trebuiau băieți care să vină să mai ajute, să facă curățenie sau să mai mute niște mobilă sau... <gântuțe> și minte acum că am mers cu bujorel, <gântuțe> ne-am dus la o construcție de aia și gardul care era îngrădit construcția de acolo, o căzut. Și noi am luat și l-am l-am întărit. Înapoi. Dar l-am întărit cu persoana care practic oricare era prorab, ori care era gen proprietarul, nu mai știu exact cine era. Dar în discuțiile noastre, dai seama, el cred că avea, nu știu, vreo 30 de ani. Așa. Eu aveam 16 ani. Da. Și eu eram bădlivi, Vorbiam, 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 spuneam și așa și pe dincolo. Și el când m-a văzut că eu sunt atât de mic, gen 16 ani și vorbesc atâta și eu nu că vroiam să fac impresie, dar chiar mi era interesant, da, știi? și tu realizai ceva ce tău. Da. Și el când am văzut chestia asta lui, imediat a venit în minte să-mi propună ceva. Și el mi-a mi propus atunci să mă bag cu dânsul în real estate, imobiliare. Dar în 2008 abia că apărea imobiliare. Atunci abia apăreau banerile cu pro imobil, cu nu știu ce. Da. Deci firmele imobiliare nu prea existau în afară de Lara și cum acum ai o duzină de, de firme, înțelegi? Mm -hmm. Și eu în momentul cel cap sec, sunt așa și mă gândit, știi, nu că trebuie să fac studii, până la urmă, că nu știu ce. Adică, shit! Da. Eu la vârsta de 20 de ani o să mă gândeam, dem, dacă eu mă băgam la 16 ani, dacă mă băgam în chestia aia, și bine, un an, doi, până luam având, până nu știu, hai să zicem doi, dar e, e mult, știi? La 20 de ani eram bine mersit, adică cu da, toate tu, chestiile. Da, mergeai deja în Mercedes, asta era sigur. Da. Și trebuie să-l am nu la cât, la 26, dar trebuie să-l am la 20, la 19 ani. Da. Eu la fel, eu eram, dacă aș zice așa, în bani, eu eram acum trecut de un milion de dolari. Sigur. Și asta Bă, e cel nu mai știu. mare regret. Da, uite, tu vezi cum, este tot și mă gândesc, uite cât noi confessions, uite câte chestii deja am enumerat, care noi practic nu le-am făcut la vremea potrivită. Da. Jesus Christ, după asta e foarte mult. Câte nișe care noi practic eram cu gândul în timp, un timp potrivit. Trebuia doar acțiunea. A, yeah. și încă un regret ne-am adus aminte. E că am adus dacă tot, tot le-ai pus întrebarea. Că am fost uh, tânăr și prost și nu am rămas în Statele Unite. Eu trebuia să rămân în Statele Unite. Când m-am dus prima dată, eu vream, eram tare patriot, Moldova, nu acolo... <laughs> Trebuie să rămân Pentru mine era mai bine. Poate pentru oamenii care acum învață matematica cu mine și lor le este plăcut și lucru, da, dar eu sigur că dacă rămâneam în, în Statele Unite, eu mă ocupam de comerț pe Amazon, aproape sigur, pentru că eu deja pe eBay mai corect. Pentru că eu deja pricepeam ce se petrece acolo, cu mare loc, Eu am găsit și furnizori acolo pe am găsit și magazinul din care să iau și să vând.

fă lucrul ăsta. Și cel mai important știi ce este, eu stau și, uite și mă gândesc acum. Uite, noi acum ne aducem în minte cu regret de ce și noi am fi putut să facem. Pe noi nu frică ni cel mai tare sau regretul, dar ni ce nu am făcut, adică ce nu am... Da, eu la mine cam știu de ce nu am făcut, pentru că nu a fost... Mintea era așa, eu nu puteam să trec mai sus de mintea mea. Mintea era limitată destul de... Deci nu mă gândeam că așa ceva poate fi. Nici nu poți să te gândești la ceva care mintea ta nu este... Nu percepe, nu percepe lucrul acesta, că e, poate exista. Și uite, cum tips foarte important. Am chestia asta cu, cred că vreo trei ani în urmă. Dacă vrei să te dezvolți cu pași mai rapidi, foarte important ca timpul tău să, se repartizezi cât de cât uh, mai rațional. Adică, gen 33% să petreci cu oameni care sunt uh, mai jos ca tine ca și dezvoltare, 33% cu ei care sunt la fel și 33% să petreci cu persoanele care sunt uh, cu 20, 30 de pași care sunt multimilionari, care au, care au poate sute de milioane de dolari. Dacă tu gândești... Cel puțin 10 ori mai mult de Da, de tu gândești 30. în momentul de față. Uite, de exemplu, pentru mine, în, în scopul din anul 2020, am scris cel puțin 3 persoane în cercul meu apropiat sau, nu știu, cumva să ținem legătura și așa Care sunt multimilionari? Cel puțin multimilionari uh -huh. În dolari, în euro, nu contează Anul ăsta să-i găsesc, să comunic cu ei să iau tips la ei. Da, deci dacă eu anul ăsta nu găsesc, eu îmi dau seama că la anul o să fie exact așa. Dacă nu se schimbe nimic. Prin... Te-ai vreo variantă care ar fi? Nu mi-a venit o variantă. Nu știu de la tine ce, ce idee ar fi. Nu mi-a venit acum nicio variantă, dar gen clasic, asta ar fi, nu știu, eventuri unde vin persoane mm -hmm. cu bani, da, eu tot asta a, venit. prieteni de genul unii ți-i faci. Acolo, chiar și în business, adică, faci cunoștință cu un furnizor, cu a doilea, cu cineva care vinde ceva, adică oameni care oricum sunt implicați în tema ta. Sau metoda, aduți aminte că noi iarăși mergeam pe străzile Chișinăului și era unul care îmbla cu un Ford Tundra. Ți-a dus aminte? Sau da. cu Toyota Tundra? Ce? Toyota Tundra. Toyota. Da. Și noi ce am zis atunci? Băi, așa aș vrea să mă duc direct la dâns să întreb. Ce ai făcut? Că tu ai că mașina tu asta. Ai mașina asta, învață mă zi, gata să lucrez pentru tine e gratis, nu mă învaț mă și pe mine. Adică câteodată eu cred că trebuie să stai print, am întâlnit așa. un uh, Lincoln. Escalator, I think.

nu îmi pare că dacă noi să încercăm, nu știu ce o să întâmple. Și tu îți dai seama după ce ai încercat, Jesus, cât de prost era că n-ai făcut asta mai devreme, știi? Sau cât de ușor asta a fost. Tu m-ai întrebat legat de regret, eu ți-am spus două cu stat nici și cu faptul că n-am deschis afacere, dar ai întrebat și... Succes, idea, da. da. Realizări, nu, sau realizări. sau succes sau da. ceva de care ești poate mândru. Ai spune tu că eu ți-am întors în uh, eu? Să dus am adus aminte din, întrebare. Mai știi la mine cum viața în mare parte de curs. Undeva re relativ a fost ca la tine, dar eu ce am observat? La mine mereu a fost downside, adică really, really downside. Uh -huh. După aia, cumva într-un mod foarte magic și eu nu vreau așa să merg în ezoteric și în gânduri, energie, universul, nu știu ce, dar mie pur și simplu în minte mi-a mi o idee trebuie să fac asta. Și facem asta. Și după aia urma o serie de schimbări bune. După care, ce se întâmpla? Eu petrecem o perioadă destul de lungă, gen un an, doi, asta e mult în perioada noastră, un an, doi, într-un domeniu anumit sau într-o temă anumită. Munceam foarte mult, extrem de mult, în comparație cu alți care e 9 to 5, știi, adică la 9, la ora da. 5 și atât. Ajungeam la o perioadă când în domeniul ăla deja simțeam că buhnesc și nu mai cresc. Eu începem să mă indic foarte tare în sinea mea. Eu vreau, vreau mai mult, mai mult, mai mult, așa câteva luni de zile după aia să se întâmplă iarăși o schimbare. Și ușile se deschid în raport cu nemulțumirea mea față de mine. Aha, am înțeles. Știi? Adică gen, nu știu cum așa se întâmplă, că eu mai întâi petrec un timp anume într-un domeniu anumit, capăt de experiență, oameni noi și așa mai departe. Într-o care aproape că îl epuizezi. Da, gen așa. Eu simt că eu deja dau cu capul, nu mai este nimic interesant. Cunosc tot, știu că e foarte mult rutină, adică nu mai văd sensul. Și în momentul ăla eu încep să am indignare față de mine și față de tot foarte mare. Că eu vreau mai mult, ceri potențialul din mine și după o perioadă ușa se deschide și uite, oportunitate, oportunitate, așa, 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 așa. Adică foarte, nu știu, așa la mine mereu se întâmplă, Și nu realizare, dar partea bună, eu mă bucur că așa se întâmplă. Îmi pare rău că nu se întâmplă cu pași de ordinul de 10 ori mai mult decât s-ar putea, pentru că eu sunt în mini potențial. Eu dacă, de exemplu, mă gândesc la mine, din cât de mic eu de când mă țin minte, la mine în cap stă cifra de ordinul miliarde, adică eu sunt potențialul ăsta în mine. Adică cifra asta în mine, Adică ceva mare, măreț, puternic, adică nu mă pot vedea la ceva mărunt. Cum tu vezi dezvoltarea personalității tale pe viitor? Asta eu un să încep. Ce vezi că o să se întâmple în următorii ani? Nu știu, 10, 5, 3, 2, cât vrei tu. Vorbim de mine ca persoană sau vorbim de afacere? Că business. Că dacă o să business o să dezvolt, cred că automat de la tine? Cu siguranță vreau în uh, următorul an, 2021, Începând deja când vom fi în 2021, noi vom, uh, de fapt, 2022 să avem capitalizarea examen medie la un milion de dolari. Asta ce țin de Republica Moldova. Ce țin de România, în 2022 deja să avem cea mai mare școală de matematică din România. Capitalizarea nu știu în care ar fi una. Dar noi putem ajunge destul de rapid pentru că modelul care vreau să-l implementez, el este, este, unic. Nu vreau să-l divulg. Asta ar fi um, legat de afacere. Eu văd în mine responsabilitatea de, eu sunt responsabil de a învăța oamenii sau de a organiza într-așa fel ca oamenii să învețe mai eficient. Adică când mă știu I oh, am responsible for my generation. <laughs> da, da, eu într-o fel care chiar sunt această <coughs> chemare. chemare. și responsabilitate că eu trebuie să fiu cel care fac revoluție în învățământ. Forma nestandardă, nu vorbesc eu că eu să fiu în Ministerul Învățământului cumva. Deci asta ar fi o soluție tare bună. Okay. Dar ne-am o nouă metodă de a învăța. Te vezi în Moldova? Sau nu, nu, nu. nu, nu, în nu. Sau în România sau în altă parte. În Moldova nu. În Moldova doar voi continua să să creștem Moldova în direcția matematică, adică elevii mai mult, pentru că în domeniul matematic, în general, Moldova altă temă, dar eu văd activitatea mea în domeniul ăsta, învățământul. învățământul. Eu okay. Eu chiar am studiat, sunt oameni miliardari chinezi, cei drept, tinești care sunt în domeniul învățământului. Unde au pe bază de soft s-au dezvoltat, au făcut diferite programe pentru școlile din China, uh -huh. iar alții ne mijlocit au citau universitățile lor și sunt multimiliardari. Iar alții au, nu știu pe ce alte domenii, au făcut anumite platforme care ajută oamenii să învețe. Și cred că o parte mare din viața mea o voi dedica de elementul ăsta oamenii să învețe, să cresc profesionalismul în oameni. Pentru că orice firmă care nu ar angaja pe cineva ar vrea să angajeze pe cineva care este profesional, care este bun. Da. Și nu există firmă care să-i spui că eu sunt bun în matematică și el spună nu, nu-mi trebuie așa oameni. <laughs> În special matematică. Da. Și, în general, dacă tu cunoști matematica, tu deja poți face ceva bun, chiar dacă nu ești în domeniul matematic și altfel gândirea. De deci, ce? Acum, unicul lucru care îl pot face este să predau matematica și să-i învăț pe alții cum să predea. De deci, ce asta-și fac? Iar pe viitor voi implementa sisteme de învățământ sau metode de învățământ și în alte domenii. Eu am, cred că, talentul de a cunoaște bine omul care stă în fața mea. Eu îl simt când predau matematică, eu îl simt pe ochi și nu numai, eu pot să-i spun ce greșeală să fac. Mm. Câteodată stau în, în bancă, așa, za, elevii rezolvă, rezolvă și eu nici nu mă uit și, hai, am să vin imediat și am să verific și am să vă spun unde ești greșit. <laughs> 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 Pentru că eu ori dau un exercițiu care se greșește automat la el, toți cred că e așa, dar că tare altă regulă, se aplică și sau știu că elevii sunt slabi și aici o să greșesc. Okay. Ar fi o concluzie la ea asta, capitalizarea examenului medie un milion de dolari, pentru că așa văd eu, nu știu dacă se poate mai mult sau mai puțin. Iar capitalizarea companiei din România, tot pe bază de matematică, ar fi la 15-14 milioane. De 10 ori mai mult? Da, mai mult de 10 ori, de 15 ori mai mult. Bine, eu m-am gândit la 10. România are populație multă și matematica este înțeleasă greșit și în Moldova ca și în România. Succes! Mai bada! <laughs> Dar care sunt perspectivele tale? Ce persoană vrei să devii? Nu știu, eu când am început anul 2020, la mine în minte, în inconștientul meu, stă informația că o să fie un an foarte fructuos pe toate planurile. Personal, financiar, dezvoltare, noi locuri, oameni, momenti. Deci așa eu simt că o să fie un an foarte productiv. Suntem abia în a doua lună, februarie, o lună și o jumătate o trecut. Și deja sunt trei chestii, cel puțin, care eu văd că la sigur o să se îndeplinească din lista care eu mi-am făcut-o la început de an. Când am făcut lista, eu nici prin cap nu mă gândeam cum ar putea lucrurile astea să ia gen... Întorsătură și cum să Da, se adică nu mă gândeam cum o să realizeze pentru că la momentul de față când eu scriam lucrurile, nu era nicio cale că lucrurile date pe o să se întâmple. Dar în timp de o lună și o jumătate, tot asta a devenit așa, momentan aproape, real, doar că trebuie să depun efort. Deci el sunt un an foarte productiv, o să fie creșteri pe toate planurile și cred că nu pot să zic anumite cifre sau chestii, dar eu simt că o să fie crește. Iar spre milioane, spre miliarde, oricum drumul merge. <laughs> adică ne îndreptăm acolo. Deja sunt două experiențe destul de vaste în domeniul imobiliar și în domeniul restaurante, care le-am am trecut prin ele, care le-am simțit pe pielea mea. Urmează să mai fie încă un domeniu semi-nou, adică o să fie chestii noi și asta deja este o realizare foarte mare și eu cred că unindu-le pe toate trei la un loc o să primească ceva foarte bun. Cu siguranță. Da. cum buda succesul este inevitabil. inevitabil. Da. Uite ce interesant. Tu în timp ce vorbea, eu mă gândeam la niște cadri din video, care la următorul vlog. Ce trebuie să fac, cum să arăt? Eu, montam în mintea mea. Asta e foarte bun, pentru că <coughs> înseamnă că totuși venirea mea în coace nu a să da. <laughs> <laughs> Dacă am să convertesc un om înapoi la YouTube. <laughs> da, e tot stresul. Deja este un succes. Sperăm să avem mai mult timp și insistența asupra asta. Ok, sper că s-a luat ceva bun din acest free talk și stoler. Succes și mie.